susținător al autoturismelor cu propulsie electrică, care mi-a semnalat câteva chestiuni despre care n-aveam cunoștință. Și anume, municipiul Brașov are 6 prize de stații de încărcare electrică, dintre care funcționează una singură, cea din Poiana Brașov. Cele două inaugurate cu fast, cu tăieri de panglici, cu blitzuri, cu camere de filmat, din fața primăriei municipiului Brașov, nu funcționează. Stația de încărcare de la parcarea Regina Maria, de lângă Spitalul Militar, nu funcționează. Adică, practic, nu este legată la trifazică. Este, dacă îți lași mașina la încărcat, cum se spune, în acea parcare, nu ți ajunge, timpul petrecut în centrul orașului ca să poți face câteva zeci de kilometri. Este un punct asupra căruia aș vrea să insistăm în perioada următoare, pentru că acest lucru arată că ceea ce se face și s-a făcut în multe cazuri în Brașov, s-a făcut doar de fațadă, doar pentru a se tăia panglici, doar pentru a se bifa anumite lucruri făcute de ochii lumii. Substanță, nimic. Asta este administrația pe care a promovat-o George Stricaru.